Petre Ispirescu este recunoscut pentru activitatea sa de culegător de basme populare românești pe care le-a repovestit cu un har remarcabil. Biblioteca Municipală Ion Barbu marchează cei 135 de ani de la moartea sa printr-o expoziție de carte. Aici sunt prezentate volumele publicate, dar și detalii referitoare la viața și activitatea sa în calitate de autor, editor și tipograf. Expoziția săptămânală din cadrul Bibliotecii Ion Barbu din Câmpul Lung este dedicată comemorării a 135 de ani de la moartea celui care a fost un cunoscut povestitor, tipograf și folclorist român. Este vorba despre Petre Ispirescu, născut în ianuarie 1830 în Mahalaua Pescăria din București. Este cel care s-a inspirat în bazmele pe care le-a publicat de la clienții tatălui său care lucra într-o frizerie, de la vecini care i-au relatat pe Grigoriu Grai creații populare, bazme în special și poezii. Va fi învățat să citească de către dascălul său din zona Bisericii Uricani și tot niște dascăl de la biserică se vor ocupa de educația lui pentru a învăța să scrie și să citească. Va lucra ca tipograf în 1854 la o tipografie a lui Copainie, unde începe să se tipărească lucrări în traducerea lui Alexandre Dumas, Miguel Cervantes sau Victor Hugo. Ocazia cu care va intra în contact cu personalități ale vremii precum Dimitrie Bolintineanu sau Nicolae Filimon. Astfel este inspirat să publice primele bazme în periodicul Țăranul Român în 1862. Aici menționăm Tinerețe fără de bătrânețe și Viață fără de moarte, Brâzlea cel voinic și Merele de aur sau Balaurul cel cu șapte capete. Pentru prima dată publicând o culegere de bazme care a rămas unică în bibliografia românească și de o raritate deosebită. Va lucra cu Constantin Rossetti la periodicul Românul, care era ziarul de presă al PNL-ului, Partidul Național Liberal, și după ce începe să publice în Tipograful Român, după abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza, din 1863, va ajunge la conducerea imprimeriei de stat a României în 1866 la recomandarea lui Ioan Ghica. Primul său volum de bazme este Legende sau Bazmele Românilor, publicat în 1872 cu o prefață a lui Bogdan Petricicu Hajdeu, va publica ulterior Znoave sau Povești Populare și din 1879 va publica cunoscutul volum de bazme culte prelucrate din folclor românesc, dar și din mitologia greco-romană, din poveștile Unchiului Sfătos. Însă cel mai cunoscut volum, Legendele sau Bazmele Românilor, îl va publica în 1882 la îndemnul lui Vasile Alexandri, care îi va redacta și prefața, Petre Ispirescu rămânând între primii călegători de bazme și de folclor rămași în istoria literaturii române, între cei mai cunoscuți. Bazmele lui Petre Ispirescu se regăsesc în programa școlară, iar povestea Aleodor Împărat este în lectura școlară pentru clasele 5-8.